Simona Mihai deține cele două funcții de președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Prahova și pe cea de șef serviciu control în cadrul aceleași instituții, din data de 25 februarie 2016. Mai mult decât atât, în calitate de director a semnat propria numire în funcția de șef serviciu, fiind astfel în conflict de interese, potrivit inspectorilor de integritate. Înainte de a ocupa și această funcție, șefa CAS Prahova a fost implicată în procesul de organizare a concursului de recrutare și a semnat mai multe documente ce au stat la baza organizării examenului. Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate precum și drepturile de care beneficiază, de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Simona Mihai a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare, a anunțat Ani. Conform inspectorilor de integritate, Simona Mihai a încălcat dispozițiile articolului 94 din legea numărul 161/2003, care stipulează: calitatea de funcționar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice sau calități decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică. Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități remunerate sau neremunerate, după cum urmează litera A, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, precum și dispozițiilor articolului 79 aliniatul 1 litera C. Din același act normativ, potrivit căruia funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul 1 pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. Potrivit Ani, conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară, iar persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitarea publică respectivă sau încetării de drept a mandatului.